o amintire frumoasă pentru că a fost semifinala unei mari competiții europene, însă poate și tristă pentru dumneavoastră, deoarece v-ați accidentat încă din startul partidei. Ne puteți povesti care, adică cum făceați dumneavoastră înaintea meciurilor, ce protocol aveați practic și ce s-a întâmplat atunci? Da, e o poveste lungă, ar trebui să vorbim mult despre această poveste. Eu nu făceam niciodată încălzire la niciun meci, indiferent internațional, că meci de campionat. Așa am fost eu obișnuit să nu fac masaje, încălzire, nimic. Și la acel meci, fiindcă era așa de mare importanță, am zis, bă, ia bă să mă încălzesc și eu un pic, să nu mai fac ca alte dăți. Și m-am încălzit până mi s-au rupt mușchiul un pic, în minutul 2. Așa a fost să fie, ce să... Dar probabil se acumulase și la mine oboseala. Jucasem toate meciurile, și în campionat, și în cupe. Eu fiind un jucător mai cu minte așa pe teren, n-am luat cartonașe galbene, n-am luat roșii ca să fiu suspendat, sau mai știu eu cum s-a mai întâmplat Balaci cu Ștefănescu, cu care au acumulat cartonașe și au mai stat. Oboseală și stres. Probabil s-a adunat oboseală, aveam și eu 30 de ani, 30, da, în jur de 30, 31, deci după 400 de meciuri aproape în divizia, se acumulase oboseala și cred că ăsta a fost motivul primordial. Nu că m-am încălzit eu atunci și că vezi, Doamne, așa a fost să fie. Da, poate cu dumneavoastră în teren alta era soarta partidei, mai ales când l-am avut nici pe Negoro. Da, adevărat, toată lumea vorbea atunci la vremea aia că eram un pion principal în echipă, eram într-o formă bună, bună de tot și domnul așa a zis, toată lumea și presa atunci la ora aia a zis, domnul, dacă nu ești Adonose, noi ne calificăm, da? Acum cine știe? Nici Dumnezeu nu putea după să știe ce se putea întâmpla. Dar păcat, am avut șansa să vedem și noi cupa, să jucăm cu ea pe masă la Craiova. Se juca la Creva. La Creva, se juca cu Anderlecht, da. Vă gândeați atunci că va fi ultima semifinală sau accederea într-o semifinală de competiție europeană pentru acea generație fabuloasă? Ne cam gândeam așa puțin, că jucasem de mult împreună și eram deja la o vârstă înaintată și Costică Ștefănescu și eu și Beldeanu și mai venea din spate și un Bala și un Cârțu și ușor, ușor ne-am cam rupt. Asta e viața, avem ce face. Dacă beneficia Universitatea de ajutoarele Steaua, Dinamo, alta era soarta acelei generații? Absolut, fără discuție, sigur. Dar noi, eu cred că ne-am făcut treaba fără dor și poate vis-a-vis de posibilitățile noastre de acea vreme. Nu ne cumpăram cu Steaua, cu Dinamo, aveau putere, aveau... Noi vindeam poze cu mine ca să facem un ban, să putem să ne luăm o primă de 700-800 de lei. Dar astea au fost vremurile, ce să facem. Care ar fi marele of al acelor timpuri pentru voi? Marele of a fost ăla, că nu ne-am calificat în finala cupei atunci, că era cea mai mare performanță, cred că, a noastră. Și așa, a fost destul de mare și prima echipă din România care am ajuns unde am ajuns, dar eu zic că dacă ne și duceam până în finală, era ceva de vis. Marea realizare, cea mai frumoasă... Ce să zic, universității? Da, este, am jucat atâta timp la Craiova, o viață de om, acum tot în Craiova sunt și mă bucur că sunt sănătos, adică una peste alta. Anul ăsta fac 69 de ani și sunt încă sănătos, mă simt bine și ăsta e lucru mare.